las să-i găsească. Eu nu știu unde e oficiul la Vieri să este, dar să fie săptămâna asta achitate. Dacă o să fim deconectați, ei o să mai plătească încă și conectarea. Contact la Vieri s-o luat ștampila și nu de la nimeni. Asta e altă întrebare. Dumneavoastră... Fără ștampil nu putem achita. Eu am fost să încerc să achit și o zic, fără ștampil, ori fără procură. De la Vieri nu putem achita nimeni. Înseamnă că găsiți o procură, găsiți cumva metodă. Dumneavoastră, din partea primăriei, dacă ei n-au gândit să fac un act, predare, primire, bunuri, care înseamnă că pregătiți documentele și înaintam pretenziile noastre la procuratură. Gătiți toate documentele. Altfel, eu nu vreau să rămânem noi cu datorii, pe unul consiliu să-mi spună ei, tu ai avut un interes care pare ca cum stăpează și acum diferite prostii, n-am nicio interes acolo. Dacă nu se face act, predare, primire, bunuri rămase, înseamnă că facem un proces verbal de... practic, noi l-am făcut, de primire bunurilor care au rămas, în restul diferența de bani care îi sunt datori, înaintam la procuratură. Eu am văzut, nu mai știu, domnul Stadion, dar ați încercat bani cash la Moldova Gaz? Nu se primește. Nu, la Moldova Gaz nici nu primește. Nu primește instituție. Acum, în continuare, domnul Igor, eu am vorbit și cu dumneavoastră, doamnă Dăne. Am vrut ca să trecem de la în baza... Înseamnă că eu am învățat, dar în baza solicită care vreau să adresez că să-i reziliat contractul care trebuie. Păi noi ne ducem contractul, e reziliat contractul, noi ne ducem. Și acum stadionul e înregistrat după primărie. Noi le ducem contractul reziliat. Numai decât luați asta, o să fie deconectat cu hotelul. Iau, domnul primar, mă scuzați. Iau contractul încheiat. Iau încheiat Moldova Gaz cu Vieri sau contractul de reziliere de gaz. Acum ei trebuie să ducă, anumii Vieri trebuie să ducă să rezilieze la Moldova Gaz. Ei, în baza documentelor noastre, nu eu. Nu eu am încercat. Și la voi e arendă asta, dar noi avem contractul dânsul încheiat. În partea dumneavoastră, cu sumă de datorii, faceți un demers oficial la dânsul. Cu, eu știu, convertizare, că etatăm în instituții de stat, la procuratură, la CNA, la unde mai este, în toate instanțe, începând de la fiscal, pentru solicitarea blocarea contului și aplicarea amenzilor corespunzătoare. Nu se mai poate atâta de răbdat. Noi, pe urmă, o să rămânem vinoveți. De ce? Că n-am luat măsuri pentru stingerea datoriei. Nu avem nicio interes aici, de atât trebuie să activăm cât mai urgent. În sfârșitul anului, acum nici nu observ când vine anul nou, bate la ușă. Și noi rămânem, trecem în an, noi astăzi am semnat cu dumneavoastră câți cine și care datorie către noi are. Tot cei care au datorie, avertizare înscris și cu aplicarea unui termen de achitare, în caz contrar, noi îi atacăm în instituțiile de stat. Igor, țineți, vă rog, cu Daniel la control întrebarea cu înregistrarea după primărie a contorului cu energie electrică, sistemul de gazificare și ce mai vreau, și telefonul la noi, da? Acolo e. Apa este. Și apa, da. Nu, apa o putem achita, eu achitam. Poți achita, dar noi trebuie să reziliam contractul de la apă, canal, cu veri și fii la noi. Unilateral nu poți să reziliezi. Trebuie să fii de acord. Este o întrebare foarte importantă, fiindcă dacă nu o să fie sistemul de, nu o să fie gazul la noi și nu o să putem achita noi, înseamnă că noi rămânem de iarnă fără sistem de încălzire. Toate bunurile care sunt în hotel, toate o să fie umide, mușizite și așa mai departe. Trebuie să păstrăm ceea ce am avut. A fost greu de procurat, e mai ușor de păstrat. Dar noi așa se primește că e mai greu de păstrat decât de procurat. Alte întrebări care le aveți la stadionul, în afară de cător. Fiindcă domnul Efros, el mai mult se folosește stadionul, l-a scaut cător și... Dar el de la Rusia, nu știu când a să apară. Dar echipa unde? Tot e la Rusia? Echipa e pe loc, dar... Echipa e pe loc. Există antrenori, mai știu eu cine. Lasă să rezolv întrebarea. Atunci când nu rezolvă, înseamnă că nu este posibilitatea de activat, am închis hotelul, lor le arătam unii poarta, că nu se încurci, poarta deschisă. Și la revedere, bisadion. Bine. Mulțumesc.
Voian nou, pregătire de Hramul Satului. Da, noi pe date de parte cu Hramul Satului, vă poftim pe toți care dorește. Partea festivă începem la ora 19. Pe zi de lucru și mai devreme cred că nici n-are rost să începem. Și nu știu, jocul până la ora 11. Suntem pregătiți, am făcut ordine în sat, normal. Suntem gata. În privința la clubul la Cazan, ați încercat să-l pornesc, să văd și cu dânsul, dacă ceva se schimbă în mește, să-l fac. Toată vara asta o trebuie să faci. Eu? Nu călcat cu văr ca mușa sfiră. Mă gintaș. E lucrare, da. Spune că ai făcut. Nu a fost verificat domnul Igor Cazanu de la Goianu? Eu a fost băieță. A fost, 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 băieță. Bine, mulțumesc. Dacă, domnul Cazanu, dacă aveți vreun anunț. Da, eu vreau să aduc mulțumiri postului de poliție, fiatul Stratache și găsesc domnului Zoe Alexandru pentru trecerea aplicațiilor la Protecția Civilă, care a avut joi. Am primit calificativul foarte bine, așa că sperăm că în continuare o avem cu lucrare și ne mulțumim pe noi. Și eu, la rândul meu, tot am vrut să las la disert, dar dacă dumneavoastră ați început, am zic și eu mulțumesc pentru participare activă și nu numai postul de poliție și centrul de sănătate, dar și regia comunală, în majoritate cu efectiv a participat regia comunală. Ați procur niște consieri și fonduri de scrie. Doamna Vinsa, aveți vreun anunț? Eu, da, cu domnul Loganski, să vin să rog, da, să lămuresc cu cam treibile astea care o să fie. Domnul Chirița, anterior, a spus că azi vine, dar eu chiar l-aș ruga azi, veniți să ducem situația până la sfârșit. Contabila șef trebuie să fie totdeauna zgârcită și râ, dacă nu rugați, ai dați indicații. Da, eu să râș așa, nu mai vreau mai râs eu, de-a vreau să fiu mai bună. Și, domnul Trotam, ca să nu mai veniți, vă rog mult, la hram acolo ați primit un primă? Înapoi, față. Ultimul sunteți acolo. Da. Și atât, restul? Dar înainte. Domnul Zoe, dacă ne înțelege referitor la unități care suplimentare dumneavoastră le cereți la ședința Consiliului, vă pregătiți la ședința Consiliului? Ne apropiem de doamna este Natalia și noi să îi ajutăm, să facem. Nu mai decât, vă pregătiți. Natalia, aveți vreun anunț? Nu, mi-am deja spus de ședința Consiliului. Nu știu, doamna Margareta mai ești ceva de vorbit. Și ne-au întrebat să adresez la dumneavoastră ca să putem include doar neziții. Și nu este obligatoriu de adresat unul la mine, este că ordinea de zi o compune sau, eu știu, o face doamna Natalia, o propune, eu zic o compune din ei. Toți care aveți întrebări, rog, vă adresați în direct la doamna Natalia, la data de 21 noi, așa, zicem, va fi în 20-21 ședința Consiliului și rog cei care aveți întrebări să vă adresați la timp. Doamna Marina, aveți vreun anunț? Nu. Michela? Natalia, e criptare. O să spun respectare. La impozitul imobiliar, adică s-a executat 86% și 90% din planul anual și pentru funcția s-a executat 87% și 30% din planul anual. Și vreau să mai spun că contribuabilul ăsta și până pe 15 octombrie, ultima zi când poate să facă plata impozitul fără penalități. Adică scărăbească. Asta trece mai mult. Eu mă stăm de 8 cifre, să-mi memorizez bine, dar... Sunt la... foarte multe datorii care chiar am expediat iarăși plicuri cu avize care au impozit începând la 500 și până la 4.000 de lei.
deja că noi legem iar am expediat, ca să nu mai expediem avertisment. La ședința, ultima ședință operativă unde am participat eu, doamna Pavliuc a făcut o dare de seamă că noi avem peste 100% executare planului. Nu, lunar, eu pot să vă spun exemplu, pentru septembrie s-au executat 100% pentru toate categoriile de impozit. Eu cel mic ceva au fost. Lunar este, s-a executat mai mult de 100%. Alte întrebări care vrea să vă scolești? Da. Vreau că săptămâna s-a făcut azi, doamna Pavliuc. Au plăcat la băieni.